Eu sunt Steaua București. Bernadette Sioc este una dintre cele mai bune jucătoare de tenis de masă din lume în acest moment. Sportiva Roșalbastra a cucerit la finalul lunii iunie trei medalii la jocurile europene. Aur la individual și cu echipa României și bronz la dublu mixt. Dar dincolo de distinții, Bernadette a impresionat cu forma arătată la competiția de la Cracovia. Da, sunt în cea mai bună formă a carierei. Sunt foarte mândră că am ajuns la un nivel atât de înalt, dar nu sunt mulțumită. Cum se spune, de fiecare dată este loc de mai bine. Cred că în ultima perioadă am lăsat foarte multe lucruri la o parte care nu aveau atâta important în viața mea, în cariera mea și simțeam că mă trag în jos și atunci știam care sunt prioritățile mele și cred că asta a fost... Cea mai bună alegere care puteam să fac, să las lucrurile la o parte și să știu ce este cel mai important în viața mea. Și am ajuns la concluzia că tenisul de masă este viața mea și e pe primul loc. Care a fost proba unde ți-ai dorit cel mai mult medalia de aur? La simplu feminin, nu am reușit niciodată să cuceresc nicio medalie la un campionat atât de important. Și bineînțeles, de data asta. Spun cu gura mare că da, proba de simplu a fost mai importantă. Bineînțeles și pe proba de echipă sunt foarte fericită, dar nu e prima dată când am simțit acest sentiment. Și sentimentul de la simplu a fost ceva unic. Jucătoarea noastră se află în acest moment pe locul 14 în clasamentul mondial și, după ultimele succese din acest an, e convinsă că se poate bate de la egal la egal cu orice adversar. Chiar și chinezaicele... Chiar acum, Cheng Meng, când a văzut că joacă cu mine, mi-a zis în engleză, de la cum vorbește, că din nou trebuie să joc cu tine. Am simțit-o că este un pic frică. Mă bucur că am ajuns să mă lupt cu ele și nu mă simt mult prea departe de ele. Este încă mult de muncit, dar. Chiar îmi doresc și sunt pregătită pentru orice obstacol. Sunt pregătită și îmi place sentimentul ăsta când îi văd că le e teamă și lor, pentru că mie nu mai mi este teamă. Secretul nivelului ridicat la care a ajuns sportiva roșialbastră poartă un singur nume, Ionuț Seni. A crezut în mine, a putut să-mi schimbe foarte multe chestii care... Ca să spun că mă nu erau atât de bune pentru un nivel atât de înalt. A reușit, a crezut, a stat ore întregi cu mine în sală, m-a și certat, m-a și felicitat, dar a fost de fiecare dată sincer cu mine, a știut cum să mă ia, cum să mă ridice în cele mai grele momente ale mele, dar a fost și alături de mine în cele mai frumoase momente ale mele. Uh, Rezultatele astea pot să spun că nu e doar datorită mie, e și datorită lui, pentru că eu fără el nu-i reușeam să cuceresc aceste medalii. După câteva zile libere, Bernadette a revenit la antrenamente cu o mare poftă de joc și este nerăbdătoare să ia startul la următoarele competiții din acest an. Obiectivul meu următor este să cucerim pe echipe în Suedia medalia de aur. Și bineînțeles, acum am multe concursuri unde aș vrea să fac rezultate foarte bune ca să pot să mă... să-mi fac un clasament foarte bun pentru jocurile olimpice, bineînțeles. Să văd ce mai am de corectat, ce mai am de antrenat ca să ajung la nivelul ăla care poate să-mi aducă medalia aia olimpică.